Okay. Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Trebuie să vă spun că am emoții cu adevărat, emoții mari de data asta, pentru că am niște invitați speciali. O să vorbești acum? Trebuie să traduc? Da. A, am înțeles. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră... Așa. Benvenuti, signori, signori, la prima lezione di... apicultura. Di apicultura. Așa. Con il professore online. Așa, și că am niște invitați speciali, nu? E, abbiamo degli invitati speciali oggi. Oh, bine ați venit, dragilor! Benvenuti! Ricky e Noemi. Bine ați venit, dragilor, la Prof. Online. Ei sunt cei care mi-au umplut inima de bucurie în perioada asta. Loro sono due bambini che ci hanno riempito il cuore di gioia. Hai să le spunem că cea care vorbește acum în italiană este mama voastră. Quella che parla in questo momento, che fa la traduzione, la mamma di questi due bambini, Ricky e Noemi. Iar ei au fost la lecțiile mele de matematică. Loro due vanno alle lezioni di matematica del professore. Ne pot vedea în continuare la Prof Online. Tastați pe Google Prof Online. Ci potete seguire su online, su tastando il tasto Prof Online. Yes. Și acolo pot găsi lecții de matematică și lecții de apicultură. Lì potete trovare sia lezioni di matematica che di apicultura. Și acum spuneam, fiindcă ați venit cu atâta drag la Prof Online, siete venuti con tanto amore a questa lezione. Am de gând să vă prezint, Ricky și cu Noemi, să vă prezint câteva noțiuni de apicultură. Vogliamo presentarvi due lezioni di apicoltura. Nu așa că așteptați mai mult drag să urmăriți o lecție de apicultură decât de matematică? Da. E così che meglio. È meglio una lezione di apicoltura che di matematica? Sì. Alo? Sunt într-o lecție acum, dacă puteți reveni mai târziu. Pe la vreo, acum ai două și ceva, cred că pe la vreo patru. Da, mulțumesc frumos. Așa mi se întâmplă, mă sună de peste tot din lume, din Italia, din Germania, din Franța, din America. Il professore... è stato chiamato da lo chiamano dappertutto, dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania. Pentru că eu am această invenție, acest model de stup unic în lume. Perché il professore ha fatto questa invenzione, questo tipo di stup di Biostup, casa albinelor, să zic. La casa delle api. Așa, unic în lume. E unico al mondo. Așa, dragilor, ce lucruri importante vreți să vă povestesc acum? Cosa volete, ragazzi, che oggi il professore vi racconti? Cred că primele noțiuni de apicultură, se vă spun așa, nu? Le prime lezioni, si comincia sempre con le prime... Ei, bine, albinuța... Această mică insectă, l'ape, questa piccola insetta, este capabilă să facă cel mai gustos, cel mai mult căutat produs cel mai de bună calitate, mierea. Da? Questa piccola insetta è capabile di fare il miele la più buona, la migliore. Foarte mult căutată. Produsul cel mai căutat. Dumnezeu când ne-a dat acest... Când Dumnezeu a rânduit pentru albinuță să facă miele... Quando il Signore a creato l'ape... I-a spus așa. Tu vei face cel mai produsul cel mai căutat din lume. Mierea. Li-a detto così. Che tu sarai quella che farai il miele. Il prodotto più ricercato. Și atunci albina a fost foarte mândră și încântată de ceea ce avea să facă ea. Allora l'ape era molto molto contenta, molto di quello che gli ha dato il Signore. Și a spus,
Vreau ca acest produs să nu mai mănânce nimeni, numai eu să-l mănânc. Elape a detto, voglio mangiare solo io questo prodotto, nessun altro. Și să-mi dai, Doamne, o armă încât să pot îndepărta pe oricine ar îndrăzi să vină la mine. E dammi, Signore, una arma, un ago, no? Che da tenere tutti quanti lontano. Și pe care îl voi înțepa, dă-mi o șansă, pe care îl înțepa să moară pe loc. Oh, addirittura. Da. Ah, sì, da? Da. E dammi quest'arma che una volta che io lo pizzico, lui muore subito. Dumnezeu a zis, nu, îți voi dai o armă, dar să mori tu, no. Nu cel pe care îl înțepi. Allora il Signore ha detto, no, non si può. Io ti do quest'arma, però quest'ago, ma morirai tu, non la persona che tu... Ei, de aceea când arminuța ne înțeapă... E per quello che in quel momento che che l'ape ti punge... Ea moare după aceea. Lei muore, appena mette l'ago dentro... Lei da. Muore. Rămâne acu. Rimane l'ago dentro. Piele. Dentro. Dar rămâne și cu o parte din intestinul ei. E li rimane anche l'intestino lì. Se scoate, se poate scoate. Dar l'ago iese, ma ea oricum moare. Lei muore. Da? Asta este povestea cu adunuța care a fost așa de încântată și a dorit să aibă o armă încât pe cel care se poate apărea cu foarte multă convingere, cu multă hotărâre produsul ei. Questa è la storia de l'ape. Așa. Și acum, dragilor, albinuța face din ceară. Deci ea are posibilitatea, precum paianjenul, care secretă o substanță și se întărește la contactul cu aerul. L'ape, al contatto con l'aria, con l'ossigeno. Deci secretă acest produs care se cheamă ceară. La cera. Și sub formă de niște solzișori pe care îi are undeva între două inele de pe abdomen. Deci... Solzișoare? Nu. Firișoare de ceară. Piccoli, sì, piccole particole di cera. Așa. Și care, pe care în mandibule le pregătește și începe construcția din partea de sus, așa. De aici începe construcția, da? Così construisce. Și ușor, ușor. Ușor, ușor își aranjează construcția și fac aceste spații perfecte. Sunt așa hexagoane, da? Man mano crea il fagure. Guarda. Astea sunt mai mari, un pic mai mari. Pentru trântor, da. Quelle più piccole, più grandi sono per il maschio. Sigur, am vrut eu ca să vă spun lucrul acesta, da? Dar după ce aici au fost construite casa specială cu celule speciale. Queste sono le cellule pentru masculi. Speciali per i masculi. Aici matca vine și depune ouă. Matca deposita le uova. Și din ouăle depuse de acolo vor ieși masculi. E da lì vengono fuori, vengono, nascono i masculi. Poftim? Te rog? Aici de ce este mai... Închis. Da, mai închis. Perché il colore è più scuro lì? Asta pentru la noi. Că aici au viețuit niște perché trântori, au crescut niște trântori. Hanno vissuto questi maschi. În celula asta n-a crescut. In quest'altra non sono cresciuti. Invece lì dove è più scuro hanno già vissuto. Aici au crescut deja. Da? Da. Celulele de albinuțe sunt un pic mai mici față de celulele de masculi. La celula de api sono più piccole. Concret, haideți să vă arăt. Pătrundem acum profesor, ci fa vedere
într-o familie. Andiamo dentro in una famiglia di api. Dai, ho un camera, așa că stai pe mai departe și de zuntul. Albinuțele sunt organizate. Perfect. Loro sono organizzate, perfetto. Ele stau pe rame. Stanno sul rame. Speciale făcute de către apicoltori din lemn sunt acestea. Sono di legno, sono fatti apposta dell'apicoltore. Și am să vă scot acum o ramă pe care se află albinuțele. Tirerò fuori un rame dove vivono loro praticamente. Se dai zoom la rame. Uh-huh. În momentul de față ele parcă nu fac nimic, dar toate au ceva de executat. Sembrano che non fanno niente, invece stanno lavorando e come? Deocamdată au foarte mare, atenția lor maximă este pentru pază. Professore dice che in questo momento loro stanno... Pentru a asigura paza. Sì, per l'assicurazione che nessuno entri dentro. Așa. Ca nimeni să nu intre înăuntru. Da. Deodată spațiul ăsta e liber? E libero, questo spazio qui di sopra è libero. Și atunci trebuie să fii foarte atente ca nu cumva să vină cineva să le ia produsul. Un'ape mi sta seguendo. Sono molto attente per non... Așa, un pic mai departe, să faci negru, camera e neagră și albina bate. Ah, ecco. La negru trage l'ape, foarte tare. L'ape, sì, mi stava attaccando. Da, okay. Zoom-ul face așa. Ok. Ei, bine. Și acum am să ridic o ramă. Adesso il professore tira fuori un rame. Ramele sunt făcute de către noi, apicoltorii. Sì. Constructorul face asta. Il falegname fa questo rame, è fatto di legno. Guarda quante ce ne sono dentro. Iată cum arată o ramă pe care albinuțile lucrează. Stanno lavorando, guardate come stanno lavorando. Sì, sì. Și pe o parte și pe cealaltă, pe două fețe, sia da? Sia da una parte che dall'altra. Ei, dragilor, aici... Unde vedeți așa un căpăcel pus. Mii cari, lì dove vedete una celulă. Se află în sub căpăcelul acela, în fiecare celulă. Dentro sta il miele, vero? O viitoare albinuță. Ah, lì dentro c'è una piccola ape. Pentru că regina a venit aici și a depus un ou. Perché la regina într-o celulă. Ha messo dentro una boală, nu era nimic. Un piccolo uovo. Cum este bunoara aici, unde nu-i nimic, o celulă liberă. A depus un ou. Ha messo dentro un uovo piccolo. După 3 zile. Dopo 3 giorni. Ecluzionează larva din nou, adică ciocnește ca puișorul de la găină. Iese fuori dal uovo la piccola ape. Și în numai 6 zile de atunci, din momentul acela, e dopo 6 giorni da quel momento, ea crește, lei crește și stă așa încovoiată, strânsă în celulă. Sta così... Da. Nu, păi stai liniștit, nu se întâmplă nimic, da? Crește, deci, în 6 zile, deci se umple celula. Încât se umple celula. E la celula si riempie. Ei, spațiu pentru albinuțe este mai mic decât cel pentru trântori, pentru masculi. Spațiu per l'ape e più piccolo di quello dei maschi. Deci spațiu dirigează ce va fi, albinuță sau mascul? Spazio dirige se è più piccolo, se è piccolo vuol dire che sarà un'ape e se è grande vuol dire che sarà un maschio. Iată celula de mascul. Guardate la cellula del aici maschio, fost, più grande. A fost înălțată mai mult decât celula de trântor, decât celula de albină. De l'ape, sì.
Da? La albină este mai mică celula, la tunetul a fost mai înălțată, mai grande, mare, da? Sí. Poftim? De ce în partea asta de jos este mai subțire stratul? Aici, da? Perché l'igiu è più sottile lo strato. N-a fost crescută suficient. Perché dacă non vrei să-mi aduci o ramă de pe marginea aceea, se mi voi portare un rame? Asta? Da. Și să spun Noemi următorul lucru. E ti faccio vedere Noemi perché? La început. All'inizio. Apicoltorii au doar partea asta din lemn. L'apicoltore ha solo questo rame di legno. După care pun o foiță. Țină tu pe asta și e poi mettono un piccolo foglio. Adu pe cealaltă următoarea. Este acolo încă una. Da. Ia să vedem. Asta este un pic mai puțin crescută. Da? Deci punem această foiță subțire. Un folio sottile. Da? Și albinuța începe să meargă pe aici și după hexagonul ăsta înalță. E la pe... Da? Da. Înalță. Aici a început să înalțe. Partea de jos n-am lucrat-o deloc. Iar la întrebarea ta de ce acolo era mai subțire, răspunsul este următorul. N-a apucat să clădească, să facă fagurile complet. L'ape, sì, l'ape non ha lavorato tutta la suprafaccia. No. Vezi, aici a crescut în totalitate. S-a apucat pe toată suprafața, da? Da. Ei, ceea ce este important... Quello che è più importante... Toate celulele, toate absolut până... Tutte le cellule... În partea de sus aici, sunt toate numai celule de albinuță. Sono tutte cellule di ape. Deci toate uniform. Da. Nu sunt și celule de mascul. Solo di ape, non anche di maschi. Da, ia uite-te aici. Ia pune, să le privim unul lângă altul, cele două, nu? Uh-huh. Da, aici este celula Guarda mai mare. Guarda la diferența. Și aici la este celula grande, la celula piccola. Da? Da. Din asta este mascul, din asta este celula de albinuță. Da, qui esce il... Dacă matca ar veni și ar depune aici un ou, din asta este albinuță. Da. Dacă depune unul în spațiul ăsta, este un mascul. Da? Da. Deci, spațiul dirigează. Da. Și spațiul mai este un spațiu... dirige se sarà un maschio o una femmina. Și mai este un spațiu în care dacă se depune un ou, va ieși o fică, o regină. Da? Ah, e poi c'è un altro spazio che da lì esce, uscirà la regina, la regina delle api. Da. Acum caut să vă aduc și eu regina. Chi vuole vedere la regina? E li sta chiedendo al professore se lo può vedere. Trebuie să o căutăm, că nu știm exact unde. Dobbiamo trovarla, non si sa mai. Și e mai mare decât astea. Da, și e mai mare decât albinuțele obișnuite. Wow! Dacă voi aveți norocul să o vedem așa foarte repede, ar fi Vediamo se saremo fortunati a vedere, a trovare la regina. Albinuțe. Nu pentru albinuțe, pentru nu pentru masculi. Queste sono tutte api. De albinuțe. Da. Sono solo le api qui. Aici mai închis. Ie sunt închise. Unde? Acolo, așa. Sunt acolo. Da. Ține mânuțile așa ascunse. E tieni le mani dentro, Noemi. Oricum, voi sunteți copii curajoși. Siete molto coraggiosi voi. Ați venit. Am găsit regina. Da. Abbiamo trovato la regina. Wow. Unde? Ce minunat lucru. Este aici, este o băbuță. Da, am văzut o mică parte din ea. Da, s-a acolo acoperită. Ia să vedem așa, vine și noi un pic mai încolo să vedem. Ia un pas, să la vedere. Este, acolo. Este, în loc de albine, asigură protecție. Nu văd. Uite, acolo unde sunt albinuțele. Aș pune mâna. Uite așa, uite, ea merge pe aici ușor. Este, e mai mare, da? E più grande, da.
și este... este vole protegere, guardate-la, guarda. Da, garda, garda care stai, uite, grupul de albinuțe care sigur garda să nu se întâmple ceva. Wow, wow, la stanno seguendo. Da, dar este, la... e puizată. Ah, e puizată, poveretta. E bătrână. Da, e bătrână. Ah, este în cârjă. E vechieta. Nu vede scârja. Și unde va ieși? Când va muri, cum o să va face altă retină? Adică au și început să ia măsuri. Da? Au început să crească spații speciale din care să vină ea și să depună aici un ouășor. Astea sunt spațiile pentru crește așa frumos, mare, pentru botcă se cheamă. Cum? Botcă. 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 De spații. E un spațiu special per la regina. Așa, din care va ieși o fică regină, o viitoare regină. E da lì uscirà fuori un'altra regina, la sua figlia, insomma. De spațiile diferite creează posibilități diferite și hrana schimbată iarăși. Deci, astea două lucruri le avem în vedere. Deci, da? Spațiile diverse, da. Și hrana e diverse. Anche il mangiare, quello che mangiano loro. Oferă posibilitatea să... Oferă la posibilitatea. A intrat acum și ouă. Iată, a intrat în celulă și ouă. Ia uitați-o, este aici, toată este acoperită. O mângâie. Profesor, sta facendo vedere... proprio la regina come sta come viene seguita. Acum a ieșit din celulă. Toate sunt foarte bucuroase că au mai făcut un nou ușor. Sono molto contente le altri che è venuta fuori un nuovo uovo. Sunt ca o floare în jurul ei. Da, 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 da. Și acum am mai cercetat încă o celulă. Uite acolo. Mi sta seguendo un'ape. Așa. Cercetează o altă celulă cu capul, cu ochii, îți vadă dacă este ou sau nu. Stanno cercando un'altra cellula per vedere se la regina ha tirato fuori un altro uovo. Da. Și acum zice, ia să văd eu o altă celulă. Așa, perfect. Perfect, ați hanno già trovato i bambini un'altra cellula della regina. Familia asta, albinuții de toate, au stat de vorbă cu mătcuța asta. Guardate dentro. Sembra un fiore lì. Așa, și au hotărât ca ea să fie de acord și a spus că da, să fie înlocuită. Ah, la regina a chiesto alle altre api se sono d'accordo se lei, che una volta che non ci sarà più, di trovare un'altra regina. Albinuțile au spus, vezi că e îmbătrânit și nu mai poți. Le api li hanno detto, guarda, ormai sei vecchia, non ce la fai più. Devi avere un'altra, dobbiamo mettere un'altra regina. Și noi avem nevoie de multe surioare ca să putem să adunăm nectarul din câmp. Noi abbiamo bisogno delle altre api per poter fare del miele. Și atunci tu nu mai poți să dai naștere la multe fiice. E visto che te sei vecchia, non puoi più dar nascita alle altre api. Iată, intri într-o celulă și stai câte un minut sau două până când faci un ou. Vai lì dentro alla cellula e visto che sei così vecchia non riesci più a dar tante uova. Și de aceea au început să crească spații pentru viitoare regine. E così hanno cominciato a creare dei altri spazi per le nuove regine. Dar ele sunt lungi, se fac mari, se cresc, o să vă arăt, poate să găsim pe aici sau găsim în altă parte. Când se depune ouă de către ea, da? Se depune ouă aici. La... vorbiți de regina? Da, 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 da. Quando la regina metterà un uovo nuovo lì. E si pone molto lattisor di matca. Si mette molto latte di matca. Albinuzzi di segreto, da? Lattisor di matca. L'ape mette dentro il latte di matca. Albinuzzi le ha una glanda speciale. Hanno una ghiandola speciale.
Care secretă lăptișorul din matcă? Che secreta questo lattice, latte, come tipo un latte di matca? Este undeva in capul, la capul albinuței, glanda. Sta dentro nella testa dell'ape. Și atunci toate vin și picuri așa puținul care l-au și fac o cantitate suficientă pentru ca să aibă din abundență. Tutte vengono e lasciano lì il loro liquido. Cum, care-i senzația când am o albină pe mână? Tu ai acum una pe mână? A paura, Ricky, de api. Așa. E o senzație plăcută. Da? Da. Mm-hmm. Depinde cum... Mm-hmm. Ești la îndemâna ei. Mm-hmm. Ea hotărăște. Spune asta că mă întreabă dacă nu înțeapă. Sì, no. I bambini chiedono, e se mi pungono le api cosa devo fare? E il professore sta ridendo di... Da, non mai nimic de făcut, decât să aștept finalul. Da. Devi solo aspettare. V-am prezentat și regina, aici o regină, nu toate așa arată. Non tutte le regine sono così. Fagure. Nu, una singură pentru toată familia. Solo una regina per tutta la famiglia, non su ogni ramo. Deci nu pentru fiecare ramo. Mm-hmm. Da. Ah, siamo stati fortunati che l'abbiamo trovata. Ea se deplasează de pe un fagure pe altul, de pe ramă pe alta. Lei va da un rame all'altro? Nici nu se suportă două măci, una pe alta. Nu. Ele sunt rivale. Ea trebuie să vină una singură în familie. Per quello che deve essere solo una regina, non di più. Dacă se pun mai multe în mai multe bătcuțe ouă, se si mettono le uova in più casettine, vor ieși mai multe regine, fiice. Escono più figlie di questa regina. Prima care iese le omoară pe cealaltă. E prima che viene fuori le ammazza le altre. Vuole rimanere da sola. Deci nu, rivali sunt acelea. Le altre sono rivale. Deci le omoară și rămâne numai una singură. E rimane solo una, le altre vengono ammazzate. Acum, ea fiindcă a îmbătrânit. Questa regina, finché è vecchia, perché è vecchia, a hotărât să fie schimbată. A deciso, sì, è stata d'accordo e ha deciso di essere cambiata. Iar dintre fiice doar una se va alege. E da tutte quelle uova che lei ha tirato fuori, solo una rimarrà regina. Și atunci mama și fiica vor rămâne o perioadă împreună. E la mamma e la figlia rimarranno un piccolo periodo insieme. Fica va prelua comanda. La figlia sarà lei quella che comanderà, che prenderà dalla mamma, no, la responsabilità di essere regina. Iar mamma se va retrage pe un singuri fagori într-un colț. E la mamma, poverina, perché è vecchia, andrà in un angolino piccolo. Va fi hrănită din ce în ce mai puțin decât albinuții. Mangerà un po' di meno delle altre api. Nici nu mai dă atenție. Perché non sarà più, insomma, importante come una volta. Și în felul ăsta ea va dispare. E così lei, man mano, andrà via, morirà. Toată răspunderea rămâne pe fiica. La responsabilità rimarrà sulla figlia. C'è il telefono che suona. Sono adorabile. Ricky è soddisfatto e anche la Noemi è soddisfatta. V-am povestit, dragilor,
câteva lucruri despre... Eu racontat un po' la storia. Despre felul în care se mulțesc albinele. Cine asigură mulțirea familiilor de albine? Regina. Regina e quella che decide della famiglia. Sunt câte regine sunt într-un stup? Quante regine sono dentro? Una, sigur că solo da. Solo una. Începem acum să punem întrebări, să vedem dacă am înțeles și cât am înțeles din lecție, da? Facciamo delle domande per vedere se abbiamo capito o no quello che abbiamo studiato oggi. Ce categorii de albinuți, ce categorii ați înțeles voi că pot să apară din celule, din ouăle de albine? Trei, masculi. Perfetto, eccellente. Wow, Ricky ha capito benissimo quante sono le categorie che escono dalla regina, no? L'ape, il maschio e la regina. Eccellente. Chi ne determina apparizia a masculor, sau a albinuțelor, sau a reginilor? Care e fenomenul care definește chestia asta? Din ce cauză apar? Fie mascul, fie albinuțe, fie regine. Perché nascono l'ape e il maschio? Chi fa la differenza? Spațiul în care se depune ouă. Lo spazio dove si mettono le uova. Celula mai micuții pentru albine. La cellula più piccola è lì dove si mettono le api. Celula mai mare pentru mascul. E quell'altra più grande. Salta și mai mare. E quella più grande è il maschio e l'altra, la terza, quella più grande è per la regina. Și hrana va fi diferită. E anche il mangiare sarà diverso. O situație la alta. Da una dall'ape al maschio e alla regina. Deci, și hrana diferită. Bunare regina e diferită numai cu lepteșor de mare. La regina mangia solo lăptișor de macă, lăptișor, secreția aceea către albinuțe, de glanda. Che sta dentro nella testa. Așa. Deci am înțeles că două lucruri influențează, spațiu și hrana. Spațiu e anche il mangiare. Știți de câte ori este vizitat în 24 de ore o larvă în creștere? Nu, sapete, de 841 de ori. Sapete quante volte? Da. 840 volte. 24 de ori, de 841 de ori în prima zi. În primul giorno. Iar până în a șasea zi, va fi de 1200 de ori într-o zi. În 24 de ori. Allora, entro 24 giorni la larve, no? L'uovo. Da. Viene visitato 840 volte. Poi nel sesto giorno cresc în fiecare zi, la o zi la alta. Da un giorno all'altro. Numărul vizitor crește foarte tare. La visita la șasea zi. Sì. Finalul, ultima zi când e vizitată și tu îi pune căpăcel deasupra. Aha, dopo viene coperto questo piccolo spazio. Așa că urmează după aceea să treacă prin toate stadiile din nimfă, ce știm noi de la zoologie. Deci se transformă în ape. Așa. Ei bine, v-am povestit aceste lucruri. Cred că ajunge lecția de pentru astăzi. Nu așa că vi-e dor de lecții de matematică? Non vedete l'ora di fare matematica, vero ragazzi? Hai mă, cât mi-e doar de când n-am mai făcut noi o lecție de matematică. Profesore, nu vede l'ora de fare un po' di matematica. I ragazzi sono meno contenti. Deci o să facem o lecție de matematică acum? Facciamo una lezione di matematica. Gata, allora. Bravo. Allora chiudiamo per oggi. Mi-e dor foarte tare de chestia asta, că știți voi că nu facem acolo împreună lecțiile. Ok. Poți să închidem? Exact, închidem. Possiamo chiudere? Nu, camera nu închidem. No? Nu, când ne ducem direct acolo la lecție. Ok. Andiamo direttamente lì. Dacă mama vrea să o punem pe trepied, o punem pe trepied. Da? Camera? Ok. Da, ca să... Nu mai cât o să...